Salutare internet, este Paștele! Sau, mă rog, o să fie Paștele! Sau, mă rog, a fost Paștele dacă îl vedeți după ce a fost Paștele. Însă acum când eu filmez clipul, n-a fost încă Paștele, motiv pentru care m-am decis să desenez într-un final pe ouă. Glume, când desenez pe ouă, să-mi desenez eu ouă, Lenicu. Foarte, foarte amuzant voi de fel, dar treaba asta a mai fost propusă în anii trecuți. Dacă găsesc câteva comentarii, o să le împrăștii pe aici pe ecran. Dar e clar că în clipul de astăzi eu o să mă asistați în timp ce îmi vopsesc ouăle. Serios, îmi vopsesc ouăle. Am ales să desenez pe niște ouă roșii. Teoretic roșii, practic nu sunt chiar roșii. Asta e denumirea pe care o poartă tipul ăsta de ou, care nu-i tocmai alb. Există ouă albe, perfect albe. Însă ouă ăsta e un pic de tot roșiatic, are tenta asta maronie, ceea ce îmi va permite să desenez cu alb pe el. Probabil s-ar fi văzut și pe ouă din ale albe. Mă gândeam să fac un model din ăsta floral, ca de primăvară. Dacă tot pică Paștele primăvara, când e un moment minunat să ieșim afară să ne plimbăm și să ne bucurăm de vremea asta frumoasă. Glumesc, stați în casă să vă omor. O să plec așa cu câteva petale stânga-dreapta, ca să creez o bază frumoasă de floare. Ar putea să schimb într-un marker mai gros, ca să nu mă chinui atâta. Ohoho, da. Totuși nu-mi dau seama dacă fiecare culoare pe care aș folosi-o ar acoperi atât de bine precum albul ăsta. Însă avem o primă floare. O să încerc să mai fac una aici în spate, cu altfel de petale de data asta. Și încă una aici, poate cu 4 petale. Nu știu ce fel de plante sunt astea, nu-mi dau seama, vreau doar să fie niște flori, chiar nu-mi pasă ce sunt. Nu vă imaginați că clipurile mele sunt gândite atât de mult. Aș putea încerca să fac și un fel de... Eu nu sunt ghiocei, să fie un altfel, o altfel de floare, undeva pe aici. Poate o să fie un fel de lăcrămioară sau cum îi zice, mărgăritar. Și de ce nu, partea asta pot să finalizez cu câteva puncte. Iar acum o să trecem la adevăratul moment al adevărului, markerul negru. Care o să-mi aducă practic tot desenul la viață în momentul în care o să-l conturez și o să dau detalii multe de tot cu negru pe el. Mă gândeam să-i pun aici în centru o chestie din asta, cum îi zice mă, la centru florii care ține polen. Mereu îmi scapă denumirea. Încep să o cam ia pe aretură liniile mele pe aici. Am și o poziție foarte dificilă în care stau. Mai ales că cadrul de fapt netăiat arată așa. Toate lucrurile astea pe aici care obstrucționează vederea. Și mai ales oul e un obiect atât de mic încât nu pot să-mi sprijin mâna de nimic atunci când desenez pe el. Practic mâna mea e suspendată în aer și încerc să o controlez. Op, se pare că acolo mi-a rămas o urmă de amprentă. Am atins cu degetul, dar nu o văd, nu mi s-a luat pe deget. Bum, fiecare floare a primit câte un contur. Acum e momentul să încep să adaug câteva detalii, precum niște textură în interiorul petalelor, folosind linii din astea subțiri. Iar acum aș vrea să pun mai multe detalii în fundalul florilor. Aș vrea practic să avem o întreagă pădure, o întreagă, să fie ca un peisaj tot. Nu sună bine nici așa, stai să mă gândesc. Să fie ca un desen complet cu mai multe flori. Adică să se vadă și crenguțe prin spate. Și toate practic să aibă un sens. Iarba să plece de undeva și să se ducă în altă parte. Aici cred că o să trag niște linii curbate, nu știu cum vine floarea aia, nu știu cum vreau să vină floarea aia. Încă o crenguță care iese direct de aici. Și de ce nu de aici putem să scoatem o altă crenguță care să țină ultima floare. Am putea chiar să mai punem niște frunzulițe de la fiecare floare care să fie complet negre. Și asta din spate urmează să se transforme în ceva buruian, un fel de... Habar n-am, să fie niște frunze extra în spate. Părțile alea din vârf presupun că sunt niște floricele mici. O să mai adaug și mai multe puncte și negre chiar. Aș mai putea să revin pe alocuri cu un pic de alb, deși nu știu cât e de necesar, ca să delimitez ceva mai bine direcția pe unde merg crenguțele astea. Și poate chiar și la ierburi putem să aruncăm un pic de alb acolo. Și poate chiar mai multe puncte aici în vârful plantei, este ciudat. Băieții mei, ăsta e primul ou pe care l-am desenat. O să-l vedeți imediat de la distanță, pentru că arată un pic mai bine de la distanță. Aici prea aproape abia vedeți așa o bucățică din el. Cred că am reușit să intru în destul de mare detaliu. Însă e momentul să trecem la un alt ou. Un ou nou, curat, focalizat acum, pe care vreau să pictăm un peisaj. O să încep prin a da un strat destul de aspru, destul de plin, să zicem. Un strat destul de plin de albastru, lucru care o să dureze ceva. E interesant că eu, desenator fiind, n-am mai desenat niciodată pe ouă, deși am fost la un moment dat într-un fel de tabără, mini-tabără, unde se făcea pictură pe ouă, dar în același timp era și o secțiune de desenat după natură moartă. Eu desenam după natură moartă. Treaba cu desenul de pe ouă, cel puțin în tabăra aia, era foarte asociată cu fetele. În sensul că majoritatea fetelor mergeau să picteze pe ouă, era o chestie foarte feminină și nu înțeleg de ce. Cred că avea legătură cu tradiția, cu condeatul, cu niște chestii din astea ciudate. Auzi sunetul ăla? O să încerc să amestec un picuț de alb în albastrul ăsta, folosind un foarte de încredere bețișor de urechi. Op, dar care se pare că nu funcționează. Mă, dar mi se ia vopsea. Bă, de ce se ia albastrul cu totul?
S-a umezit așa de tare de la albul ăla încât a început să se ia și albastru. Acum că merge, trebuie să meargă, să se întindă frumos în sus. E, mai bine îl fac cu degetul, că se întinde ceva mai bine. O să încerc să fac câțiva nori în partea superioară, pe care cred că nu o să-i mai întind cu bețișorul, pentru că n-a ieșit prea bine ce s-a întâmplat acolo jos. Și decât să-mi stric ouăle, frate, ouăle mele, să mi le stric? Na. Chestiile astea ajung direct în stomac. Chiar cu riscul de a pierde desenul. Până la urmă, oricum o să trească să fac ceva cu ele, nu? Ori le sparg și distrug desenul și le mănânc, ori o să le arunc într-o zi dacă nu le mănânc. Și chiar nu e momentul să prăpădesc mâncare. Un soare! Trebuie să-i punem un soare. Opa, unde fugi? Ușor, ușor. O să-i pun un soare chiar aici în mijloc, unde avem un pic de spațiu, conturat frumos cu un portocaliu intens. Stai cu minte, nu te mai rostogoli. Și pierdut spre centru, spre un galben frumos. Iacă poate reușesc eu să-i pun un pic de alb în centru, ca să-l fac să pară și mai aprins și mai puternic. Stai, cum te stai aici, mă. Măi! Acum urmează să folosesc două nuanțe foarte importante, pentru că urmează să desenez munți. Știți că ați venit pe canalul meu, normal că o să desenez niște munți. Ouăle mele trebuie să aibă munți pe ele. Cu un albastru din ăsta ușor griuliu, o să încerc să le dau o formă. Și da, bineînțeles, cum să putea să lipsească movul nostru de pe munte. Să încerc să-i pun mov în partea asta unde, de unde bate soarele, ca să-i creez așa una din fețe, dar și cealaltă față în partea cealaltă. Evident că cealaltă față e în partea cealaltă, altfel n-ar mai fi cealaltă față. Și aș vrea să intru un pic de tot cu negru peste muntele ăsta, ca să-i dau un pic de contur acolo, să-i definesc un pic mai bine poticile astea și textura lui. Destul de bine, oricum o să-l sparg mai încolo. Și o să punem niște dealuri verzi, bineînțeles, cum putea să lipsească dealurile verzi. I-aș face și un lac în față, dar lacul mi se pare că nu-i prea e deloc asociat cu Paștele. Mai degrabă îți imaginezi câmpii verzi pline de iarbă. Așadar o să creez aici un mid-ground cu verdele ăsta deschis și nu putea să lipsească verdele kaki. Un verde ceva mai închis, care merge foarte bine pentru un foreground. După ce se mai usucă verdele ăla din spate, aș vrea să pun, nu s-a uscat încă. Aș vrea să fac câteva fire de iarbă care ies din partea asta întunecată și chiar aș putea încerca să fac un fel de pădure acolo departe, chiar aproape de munți. E, cred că o să încerc să trag așa un drum drăguț dinspre munte către partea mai apropiată a cadrului și cu negru, bineînțeles, cum puteam uita negru, aș vrea să fac foarte multă faună chiar aici. Faună, nu, floră. Foarte multă floră chiar aici, aproape de cadru, niște multe fire de iarbă, poate și câte o floricică așa răzleață. Ăsta e un al doilea ou pe care l-am desenat. N-arată exact cum am vrut eu să iasă, arată destul de bine, e în regulă. Având în vedere că micuțul ăsta o să dispară curând. Și dacă e un lucru care lipsește cu desăvârșire din ce am desenat până acum, e cu siguranță culoarea roșu, care de fapt e în realitate culoarea definitorie a ouălelor, care e de fapt culoarea definitorie a ouălor de Paște. Așadar, pe ultimul ou pe care l-am, o să încep în partea lui de sus. Asta e partea de sus? Care parte e mai ascuțită? Să zicem că asta de sus e partea lui superioară. O să încerc să nu știu ce vreau să fac. Vreau să colorez partea asta și o să-i colorez întreaga suprafață de supra. Însă urmează să-i mai fac câteva gimmick-uri ca să iasă un pic în evidență. În primul rând, o să mă folosesc de maro ca să-i adaug o umbră chiar aici la margine, unde coaja poate face un pic de umbră pe interiorul roșu. Nu știu exact cum ou ar fi spart și interiorul ar fi roșu. În unele locuri o să fac umbra sau partea asta, conturul maro mai gros, în alte părți o să-l las mai subțire ca să pară că coaja e un pic depărtată de suprafața roșie. Iar acum, pentru că unele ou au pe ele tot felul de modele abstracte și niște chestii de genul ăsta, aș vrea să-i fac pe el niște buline galbene. O să încerc să le fac cât pot de uniforme. Bă, dar nu înțeleg ce se întâmplă cu camera de la telefon. În momentul în care țin markerul ăsta galben departe de cadru, imaginea e relativ portocalie, iar atunci când apropii, imaginea se face albastră. A? Încearcă să compenseze, oricum o să trecem peste, ignorați faptul că se face albastră. E foarte greu să controlezi white balance-ul pe un telefon, așa că nici nu o să mă chinui cu el. O să mă asigur doar că punctele mele sunt bine umplute, sunt aproape perfect rotunde, nu cum e ăsta. Și pot chiar să termin, opa, am început să le iau pe deget bulenuțele noastre aurii. Iar acum, urmează să fac fiecare bulenuță din asta să pară aurii. Cum o să fac asta, vă întrebați, bineînțeles că asta vă întrebați, așa-i? V-ați întrebat deja, v-ați zis în cap toate planurile, gen cum o să fac asta, v-ați și imaginat deja. Păi o să mă folosesc de 3 culori, o să mă folosesc de maro, ca să dau o tentă de umbră în interiorul părții aurii. Da, nu știu dacă le trasez pe direcția bună, cred că asta trebuia să vină așa. Am cam dat-o în bară, dar e ok. Nu contează, nu ne panicăm aici pe canalul Nicu Mihai, nu există panică, nu avem dreptul să ne panicăm. Pentru că urmează să folosim portocaliu. Chiar aici, la baza maroului, o să umplu cu o linie
portocalie. Și să nu uităm să-i trântim un luciu alb peste mai toate zonele menite să fie aurii, pentru că auriul lucește. Auriul nu-i doar galben, nu există culoare aurie. Există efect de auriu pe care de regulă îl dai folosind mai multe culori. Și care se pare că nu prea miese. Mi se pare ciudat că unele chiar arată de parcă lucesc, altele n-arată deloc de parcă lucesc. Bă, dar iar să faci ăsta albastru când vin cu galben în cadru, nu înțeleg. Bun, presupunem că astea sunt punctele bulinuțele noastre portocalii, nu portocalii, aurii. Am nevoie acum să fac niște contururi foarte dure la marginea crăpăturii, care să mă ajute să și prelungesc crăpătura în diverse locuri, ca să pară că e cu adevărat crăpat. Și chiar pot să fac așa câte o bucățică din asta crăpată complet, din care iese o altă crăpăturică. A început să-mi amorțească mâna, ținând într-una de ouă ăsta. Și mai ales mă frustrează că nu-mi iese. Adică galbenul ăsta chiar n-arată auriu deloc. Sau arată auriu și nu-mi dau eu seama. Poate o să arate bine în clipul final. În orice caz, ultimele detalii o să le fac alb. O să dăm o margine crăpăturii astea, să pară că coaja are de fapt o grosime. Astfel încât efectul ăsta tridimensional pe care încerc eu să-l simulez aici, o să devină complet. Și pentru că ouăle de Paște, în special cele vopsite în roșu, lucesc de obicei, sper din suflet să nu-l stric, dar o să-i pun un luciu mare de tot, să vedem care e cea mai bună parte să devină fața oului. Cred că așa, crăpăturile astea îmi plac foarte tare cum arată. Și chiar și bulinile sunt ok din punctul ăsta. O să-i fac un cerc mare. E alb? Dar de ce e verde, mă? De ce e verde? Mă, e murdar markerul. Nu! E mai alb acum. O să facem un cerc complet alb, cu margini foarte dure. Și un al doilea semi sort of cerc care se pierde așa în jos. Da, pare că lucește, dar nu prea. Poate trebuia să-l aduc pe ăsta mai în interior, așa. Și din unghiul ăsta o să încerc să-i mai trag încă o linie din aia de luciu undeva pe aici. Ha! Bun! Din unghiul ăla pare că lucește. Nu-i fenomenal, dar arată drăguț. Frumoșii mei urmăritori, vă prezint ouăle mele! Astea sunt ouăle pe care le-am desenat în clipul de astăzi. Asta în cazul în care ați avut curiozitatea să vedeți cum aș desena eu pe ouă. Din ceva motiv. Mi-ar plăcea să găsiți un pic de inspirație în clipul ăsta și să vă desenați propriile ouă de Paște. Pentru că unii, de exemplu eu, uite, eu în situația în care mă aflu acum, nu am vopsea de Paște, n-am mai găsit la magazin, deci probabil n-o să am ouă roșii, dar aș putea să mi le desenez. Dacă sunteți într-o situație asemănătoare, desenați-vă ouăle. Simt că trebuie totuși să adresez situația actuală, nu toți suntem acum împreună cu familiile și e posibil ca și o parte dintre voi care vă uitați acum să nu fiți alături de cei dragi. Să știți că nu sunteți singuri, cum am zis, nici eu nu sunt în momentul de față acasă, sunt practic blocat în București, e primul Paște pe care nu-l fac acasă, însă o să încerc să stau cât mai aproape de ei. Prin apeluri telefonice, apeluri video și vă îndemn să faceți și voi la fel, stați aproape de oamenii dragi, însă virtual, nu fizic, sau măcar cu un gând bun. Sunați-i de Paște și urați-le toate cele bune, spuneți-le că vă gândiți la ei și mai presus de toate, protejați-vă pe voi ca să-i protejați și pe alții. Sunt într-adevăr momente grele, dar sunt sigur că o să trecem la un moment dat cu bine peste tot. Pe această cale trebuie să mulțumesc membrilor canalului meu, Robert Timuriu și Luca Lac, dar și celorlalți care urlează chiar aici lângă mine. Vă mulțumesc super mult și vouă și țin să vă urez tuturor un Paște fericit. Mă găsiți și pe Instagram, aronmicu.mihai. Pentru moment cam atât de aici, eu am fost Nicu și ca de obicei, până data viitoare, să ne auzim cu bine!